Bine te-am găsit! Numele meu este Vlad Snoja, sunt antreprenor și online marketer la agenția Star Marketing. În acest video vom vedea cum poți să-ți optimizezi site-ul off-page cu scopul ca tu să-ți crești vizibilitatea mediului online și cu scopul ca tu să-ți faci mai bine rezultatele de căutare. Metoda de SEO off-page include următoarele elemente. Bloggingul, video sharing, audio sharing, image sharing, forumuri, forum posting, guest posting, infographics și social media bookmarks. Este important ca tu să adaugi link-uri către site-ul de calitate, de page rank mare, spre exemplu peste 5 sau peste 6, dacă se poate, și ca, pentru ca Google să-și dea seama că tu ai un site de calitate și care este relevant pentru domeniul lui de activitate. Să începem cu primul element, bloggingul. O metodă foarte bună de a crea link-uri de calitate către site-ul tău este aceea de a crea un blog și a crea diferite articole regulate, să vedem o dată la săptămână, o dată la 200 de despre metoda de activitate. Să vedem dacă vinzi ceasul în Timișoara, poți crea diferite un blog cu diferite postări în care să explici de ce este bine să ai un ceas, ce fel de ceas să cumpere și așa mai departe și să linkuiești, anumit să trimiți anumite link-uri către site-ul tău prin acest blog. Poți crea un blog pe WordPress sau poți crea un blog pe site-ul tău sau pe Blogger. Sunt diferite alte metode de a crea un blog, cum ar fi Tumblr, Medium, Descris sau Quora. În funcție de metoda de activitate, poți crea un blog pe aceste platforme. De asemenea, este important ca acel link-ul să vină din cuvinte cheie care sunt relevante că pe pagina ta, să vedeți dacă vrei să obținezi până cuvântul cheie ceasul Timișoara, poți crea un anumit post în care să linkuiești acel cuvânt cheie ceasul Timișoara către pagina ta, de pe site, ceasul Timișoara. Astfel Google își va da seama despre ce se va și pe blog, dar și pe pagina ta de pe site. De asemenea, poți să creezi link-uri care sunt foarte, foarte puternice și foarte, cu un page foarte ridicat, să vedeți de la 7 în sus, metoda de video posting sau video sharing. De exemplu, creezi un video, îl urci pe YouTube, Vimeo, Tumblr sau titlul sau Dailymotion, adaugi titlul, descriere, un URL și un link către site-ul tău sau către o pagină pe site-ul tău care să fie relevantă cu acel cuvânt cheie după care ai prezentat acele videouri. Este important ca aceste videouri să nu fie create prea des, să nu pui în fiecare zi câte 100 de videouri pe YouTube și pe aceste rețele de socializare sau de video hosting, fiindcă Google te va penaliza. Să ai o anumită constanță, să se va la 2-3 zile, să creezi un video și să adaugi link-uri către pagina ta, care vrei să fie optimizată. Mai ales este metoda de audio sharing, poți crea foarte, foarte multe link-uri puternice cu page rank mare, dacă șerești anumite materiale audio, de exemplu despre compania ta, sau produsele tale, pe diferite rețele de audio sharing, cum ar fi SoundCloud sau Mixcloud sau MySpace. Persoana trebuie să incluzi acel link neapărat în aceste audiouri, să vedem descrierea audio-ului tău și în profilul pe care l-ai pe aceste rețele de audio sharing. De asemenea, poți crea foarte multe link-uri puternice când ți-a dat-o prin metoda de image sharing. Să vedem, îți faci un cod pe Pinterest, pe Instagram, pe Twitter, pe Tumblr și așa mai departe și pe diferite, cum ar fi și pe Flickr, pe care folosesc eu foarte des și poți crea acolo link-uri care dată către site-ul tău pe care Google să-și dea seama despre ce se va pe site-ul tău și să vrea să mai bine în rostat de căutare. Trebuie să pui imagini să fie relevante cu metoda de activitate, să fie cât mai relevante, să fie de o calitate ridicată și să fie ușor de linkuit către site-ul tău. Poți de asemenea să creezi foarte multe link-uri puternice către site-ul tău pe metoda de forumuri, să vezi că intri pe forumuri relevante cu metoda de activitate, neapărat să fie relevante cu metoda de activitate, pentru că să-și dea seama că tu ești un site calitativ și relevant și cu autoritate în metoda de activitate. Să vedem dacă vin, să zicem, mobilă în Timișoara, poți intra pe diferite formuri de mobilă din Timișoara sau din România sau chiar și din străinătate și să comentezi acolo, să creezi un profil, pui diferite link-uri care să fie relevante cu conținutul care le creezi pe acele posturi, nu doar să spamezi, să utilizi mai link-uri, trebuie să oferi valoare userilor care sunt în acea comunitate și aceștia te vor răsplăti. Apoi poți să creezi link-uri pe metoda de guest posting. Guest posting este acea metodă prin care tu postezi pe diferite blog din domeniul de activitate, cum ar fi, dacă vin, să zicem, flori în Timișoara sau flori în Arad sau diferite flori în România, poți sta pe bloguri de florărie și poți sta acolo diferite, să zicem, posturi cu link către site-ul tău. De exemplu, postezi anumite posturi, pui un link sau pui un link în profilul acela în care postezi acele postări. De exemplu, pe Blogger, pe Disquiz, pe Quora și așa mai departe. Poți să foarte, foarte ingenioasă această idee, este al lui Brian Dean din Statele Unite, a creat un infografic, a urcat pe site-ul său
Apoi a trimis mail-uri către diferiți blogeri din domeniul lui de activitate, pe SEO, și aceștia au embeduit acel infografic pe site-ul lor. Asemenea, poți și tu crea diferite infografice pe site-ul tău, să le urci pe site și apoi să rogi diferiți blogeri să le urce pe site-ul lor sau pe platforma lor de blogging. Poți să ai foarte multe lucruri puternice pe această metodă și Google te va răspăti că poți să mult mai bună. Apoi, ultima metodă, nu cea din urmă, este foarte important, prin care să creezi linkuri de calitate, este aceea de social media sau social media bookmarks. Îți creezi cont pe Google+, LinkedIn, Twitter, YouTube și alte rețele de socializare, cum ar fi Pinterest, Instagram, pun link-ul site-ul tău în aceste profile și postezi regulat și în acest fel Google va vrea seama că tu ești o afacere activă în mediul online și va respecti cu o poziționare mai bună. Rețetă dacă urmezi cele 4+4+8 tehnici de link building și de optimizare off-page, cu siguranță site-ul va fi mult mai bine căsat în site-ul de căutare și tu vei atrage traficul pe site care să cumpere.